Salutare, dragilor! Sunteți pe canalul meu, la lecția de română cu Har. Eu sunt Ana Maria Haraniță și vă rog să stați alături de mine. Vă invit să dați un subscribe la acest canal, să distribuiți informația și colegilor voștri care vor susține evaluarea națională, pentru că astăzi voi vorbi strict despre simularea care s-a dat în anul acesta, nu-i așa, în 2021, la evaluarea națională și eu am făcut rezolvarea completă a subiectelor, inclusiv acel rezumat, să vedem care este situația în privința lui. Eu o să trec peste lectura textului, pentru că voi le știți foarte bine. E vorba despre textul 1 și anume fragmentul din Solenoid de Mircea Cărtărescu și despre textul al doilea și anume Bulevardele vieții de Sanda Golopenția. Primul exercițiu, știți foarte bine, notați direct pe broșurică, exact cum am făcut și eu aici. Eu am notat cu albastru. Notează două alimente pe care le aveau la masă copiii, așa cum reiese din textul 2. Citiți cu atenție textul și imediat vă dați seama. Două alimente, am răspuns eu, sunt lapte și ouă. Mai erau și șuncă, dacă eu nu mă înșel, mai erau și altele, probabil. Sunteți atenți acolo, eu am dat aceste două răspunsuri ca să primesc cele două puncte. Merg mai departe la punctul A2. Scrie în caseta litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informații din textul 2. Copiii adormeau deseori în timp ce. Varianta corectă este A, ascultau ce le citea mama. Iată, am notat în căsuță. Da? Mai departe, aici am lăsat cu negru, n-am mai făcut cu albastru. Punctul 3. Scrie în casetă tot așa, răspunsul corect. Păunii pe care îi observă băiatul se aflau, de data aceasta, din textul 1, din textul lui Mircea Cărtărescu. Păunii respectiv se aflau, răspuns corect, A, în parc. Dacă citim cu atenție textul și suntem prezenți, vom face corect, vom rezolva corect. 4. Scrie în casetă tot așa răspunsul corect. În fragmentul extras din romanul Solenoid se evidențiază ce anume, care dintre cele patru variante este cea corectă. B. Emoția de a merge prima dată pe bicicletă. Observați că am notat aici, da? Bun, pe baza textului. Și al cincilea exercițiu se bazează tot pe textele noastre. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia. Cu alte cuvinte, dacă este corect cu tare enunț, punem X în dreptul răspunsului corect sau, evident, în dreptul răspunsului incorrect, în funcție de corectitudinea sau incorectitudinea enunțului. Vă rog din suflet ca la examen să nu vă treziți să mâzgăliți. Să scrieți corect, după care ștergeți, reveniți la incorrect, încercați să evitați astfel de situații, citiți cu atenție textele și notați curat cu pixul în căsuța corespunzătoare. Primul enunț. În bloc exista un vecin care avea bicicletă. Din câte mi-amintesc, nu e bine, deci trecem la incorrect pixul. Chiar asta și spunea naratorul că nu era nici măcar un vecin care să fie avut bicicletă. Lacul din parcul Herăstrău putea fi traversat cu vaporașul. Corect. Am pus la corect. Paznicul avea în grijă bicicleta și călușei. Corect. Mama își păstra cărțile în sufragerie, unde scria alături de copii. Din textul 2 este această informație, dar nu își păstra cărțile în sufragerie, deci este incorect. Enunțul. Dănuț era fratele mai mic al autoarei. Dănuț, da, corect. Așa se subînțelege. Învățarea limbii franceze în copilărie s-a dovedit utilă în timp. Corect. Iată, am rezolvat problema și merg la 6. Ele chiar nu sunt grele, exercițiile. Într-adevăr, necesită atenție și sunt convinsă și am încredere în voi că veți reuși să fiți atenți, prezenți și dornici să rezolvați corect cerințele. Menționează în câte un enunț tiparul textual din fiecare dintre fragmentele următoare. Cu siguranță știți
Fragmentele, câte un păun cu capul albastru lucios, făcând apel la fiecare mișcare, își înfoia deodată coada cu ochi strălucitori, semicerc enorm de culori metalice întinse una între alta. Observ multe adjective. Nu? Iată. Observ descrierea. Nu? Și asta mă trimite la ce tipar textual? Evident, la tiparul descriptiv. Și scriu. Tiparul textual al acestui fragment este cel descriptiv. B. Într-o vară, mama s-a trezit pe neașteptate cu niște bani, nu mulți moștenire. Vara aceea a prefăcut-o într-o gala filmelor. Câtă vreme ne-au ajuns banii, mergeam de câte 2-3 ori pe săptămână la grădină, vedeam un film și mâncam după aceea. Aici povestește, practic. Da? Într-o vară, mama s-a trezit multe verbe. S-a trezit pe neașteptate așa. S-a trezit. Prefăcut, a prefăcut, ne-au ajuns. Se vede foarte clar că este o narațiune, așadar tiparul textual, după cum am scris al acestui fragment, este cel narativ. Bun. Pentru 7. Prezintă în cel puțin 30 de cuvinte o legătură care se poate stabili la nivelul conținutului între fragmentul din Solenoid de Mircea Cărtărescu și fragmentul extras din Bulevardele Vieții. O legătură de conținut, am răspuns, care se poate stabili între cele două fragmente menționate, constă în tema copilăriei. Întotdeauna, când vi se cere așa ceva, ce legătură se stabilește la nivelul conținutului între cele două texte, voi trebuie să vă gândiți la temă. Măi, despre ce se discută în textele astea? Ce prezintă ele? Copilăria, universul, destinul, familia, jocul, nu știu, depinde de tema respectivă, da? Și voi vă uitați, vă dați seama, mă, care este tema comună? Hai să vedem. Păi, tema copilăriei, ieșind în relief, relația dintre, am mâncat aici, mi-a fost fomică, dintre copil și mamă sau figura maternă. Vedeți? Am scris tema copilăriei, dar am scris și relația dintre copil și mamă. Ambele sunt la fel de bune. Dacă în primul text naratorul prezintă faptul că mama i-a fost alături când a experimentat copil fiind pentru prima oară mersul cu bicicleta. În al doilea, mama este alături emițătorului, adică celui care livrează, care transmite mesajul, împărtășind pasiunea pentru lectură. Adică m-am încadrat, ia să vedem. Avem peste, da, avem peste 30 de cuvinte, că trebuie în cel puțin 30 de cuvinte. Adică trebuia să am minimum 30 de cuvinte aici, da? Bun. Deci am specificat. Și așa vă sfătuiesc pe voi să faceți. Să precizați tema comună. Tema ce înseamnă? Aspectul general al realității reprezentat în text. Adică despre ce vorbesc indivizii respectivi. Ce prezintă ei în textul acela, da? Subiectul discuției sau subiectul narațiunii și să spuneți cam ce tratează în primul text pe baza elementului anterior, da? Dacă e tema copilăriei și în cel de-al doilea. La 8. Crezi că lectura cu voce tare te face să înțelegi mai bine ceea ce citești? Motivează-ți răspunsul în 50-90 de cuvinte. Ca de fiecare dată, dacă mă cunoaști și dacă ați mai fost pe canal, știți că am o problemă în privința rezumării și recunosc asta, întotdeauna tind să detaliez. Cam asta e ideea. Voi, în schimb, fiți mai cumpătați, nu detaliați atât de mult. Iată, m-am încadrat fix în 90 de cuvinte. Ia uite, 90 de cuvinte, words. Scrie aici, da? Credeți-mă, am tăiat, nu știu, cred că prima dată când am făcut exercițiul ăsta aveam vreo 100 și ceva, dar am eliminat. Am avut o ipoteză înainte, aici o idee introductivă, am renunțat la ea, am mers direct pe opinie, da? Eu așa merg, pe opinie, consider că în opinia mea nu știu ce, după care un prim argument, al doilea și concluzia este pe acel tipar argumentativ.
pentru că mă ghidez după verbul de opinie. Nu este obligatoriu să faceți exact așa, trebuie să precizez asta, însă trebuie să nuanțați răspunsul. Adică trebuie să-l argumentați, să spuneți opinia și, foarte important, să valorificați textul respectiv. Iată cum am răspuns eu, cum am abordat eu, respectând cele 90 de, maxim 90 de cuvinte. Consider că lectura cu voce tare accentuează înțelegerea textului. Un prim argument constă în activarea simțului auditiv, dublând vizualul, ceea ce îmbogățește capacitatea de receptare a textului. Un alt argument are la bază importanța unui glas plăcut, aspect ce facilitează înțelegerea și asimilarea cunoștințelor, fiindcă intervine latura umană a studiului. Așa cum reiese din cel de-al doilea text, am valorificat, da, că așa mi se cere. Eu sunt cu minte și respect normele. Așa să fiți și voi. Mama autoarei, și am dat și un scurt citat, citea cu o voce plină și caldă, iar lectura, stați așa, că aici nu-mi dau seama ce am vrut să scriu, gata, m-am prins. Iar lectura unea informația cu emoția pozitivă. Cu alte cuvinte, atunci când avea a face cu un glas plăcut, adică, vreau să spun, cu latura umană a studiului, informația parcă se asimila mai ușor. Da? Prin urmare, am răspuns pozitiv la cerința aceasta. Lectura cu voce tare, da, te face să înțelegi mai bine ce citești. În concluzie, o mică sinteză, o concluzie, lectura cu voce tare rămâne o soluție prin care copilul înțelege mai bine informațiile. Dragilor, sper că ați înțeles cum am abordat optul. Exercițiul numărul 8, adică. Merg mai departe, 9. Asociază cu un alt text literar, fragmentul din Solenoid, prezentând în 50-100 de cuvinte. Ia stați așa să văd, oi fi respectat aici? Ia să vedem, 50-100, așa, 98, ia uitați, mamă, m-am încadrat. Și am zis așa, un text literar care poate fi asociat cu fragmentul din Solenoid este amintit din copilărie de Ion Creangă. O asemănare între cele două constă în tema copilăriei. Iată asemănarea, dragilor. Ușoară, măi. E tema copilăriei, în cadrul căreia este evidențiată figura copilului ce trăiește orice experiență din plin. Dacă protagonistul textului lui Cărtărescu trăiește liberarea prin mersuri cu bicicletă, Nică se bucură de scăldat. Practic, am mers pe partea de asemănare, indicând tema copilăriei. Deci astea sunt asemănările, de fapt. Da? Ia să vă colorez ca să vă intre și vouă mai ușor în minte. Asemănarea. Trebuie să mă gândesc la chestia comună, elementul comun. Și de obicei, elementul comun este reprezentat de temă. Ați observat chestia asta, da? Tema copilăriei și ce am mai scris eu, măi? Ideea de eliberare, de bucurie, de experiență. Uite, experiența. Trăiește orice experiență din plin. Cum face și cel din Solenoid, bicicleta, nu? Prima dată cu bicicleta. Și scăldatului Nică. Apropo de asemănarea dintre Solenoid și amintiri din copilărie. Da? La asta m-am gândit. Amintiri din copilărie vă ajută foarte mult și pe partea de familie și pe partea de copilărie. Da? Vă dau indiciul ăsta. Dar trebuie să spun și o deosebire. Deci trebuie să spun și deosebire, nu doar asemănare, că așa mi se cere mie. Și eu, cum sunt cu minte, știți că respect, nu? Am să așa, o deosebire ar putea fi faptul că în solenoid mersul cu bicicleta, măi, trebuie aici să las A, da, cu bicicleta, este realizat cu acordul mamei, iată, cu acordul mamei. Și nu implică un risc major. Însă, în situația amintirilor, țineți minte, scăldatul este fără acordul acesteia, implicând riscul ca frățiorul mai mic să rămână nesupravegheat. Ce făcea Nică al nostru din amintiri? În loc să stea cu frățiorul, pac, l-a scăldat cu el. Iată, am respectat, da? Am respectat numărul de cuvinte, am respectat asemănare și deosebire. Așa că nu am niciun motiv să nu primesc punctajul. Mai departe, puțină gramatică la punctul următor, la B. Tot așa cum scrie în casetă, pac,
corect, incorect și alte acareturi. Nu, aici nu mai e cu corect, incorect. Aici efectiv scriu care e varianta corectă, practic, da? A, B, C, D. Ia auzi. Seria care conține doar cuvinte cu vocale în hiat. Hiat? Hiatul conține un hiat, nu? Hiat. Adică, hai mă că știi ce înseamnă, da? Hiat. Adică, iată, două, vocale. Rostite în silabe diferite. Sunt vocale alăturate, rostite în silabe diferite. Este, și am zis așa, ce? Am zis răspunsul corect că e ce, dar de ce ai fi zis asta? Păi am despărțit și eu. Prețios. Se desparte? Iată. I-O, nu? În hiat. Lecțiile. I-I, hiat. Recunoașteți că așa este. Recunoașteți. Dacă mergeți în altă parte, nu-i bine. Alte variante nu erau bune. Două. Păi nu-i bine. O e vocală, dar uă, u, este semivocală. Ă este vocală, aici este un diftong. Deci u semi, ă vocală, ar fi fost diftong, aici deci nu mă ajută. Din start nici mai departe nu mai merg. Lucios. Cio. Păi dispare iu ăsta. Nu? Că se transcrie fonetic acest c cu căciulă. Dispare iul pentru că am vocala u aici. Deci nu e bine. Scria. Ia să vedem asta de ce nu e corect. Crainic. Crainic. Că nu zic crainic. Zic crainic. Deci aici vine diftong. Nu e bine. Rămân la varianta mea, să știți. La punctul C. Așa că merg mai departe la următorul, la 2. Seria care conține doar cuvinte derivate este. Cuvânt derivat. Vaporaș și vișinie. Adică au sufixe. Vaporaș, aș, vișinie, i, iu, ie. Bețiga și e, dar la punctul A mă refer. Verific de ce nu sunt acestea corecte. Bețigaș am zis că este derivat. Băți, bețigaș. Dar pământului nu mai e. Pământului are articol hotărât, da? Nu e bine. Călușei. Călușei și tot ce vrei. Călușei, dar copacilor, călușei, da, dar copacilor, nu-i bine. Articol, nu-i bun. 20. Asta e compus. Nu-i bun. Nu-i bun, rămân la 2D. Rescrie secvența cutărească. Ia să vedem dacă rescriu secvența asta înlocuind cuvintele subliniate cu sinonimele acestora. Iată. Dănuț îmi spunea odată cât îi lipsesc. Și acum clipele. Iată cum am înlocuit. Spunea, sinonim. Zicea, Dănuț îmi zicea, odată, de mult. Sinonim, vă reamintesc, cuvinte cu același sens, da? Și iată, zice foarte clar, măi copii, rescrie secvența cu tare, secvența asta, o scriu așa, cuvânt cu cuvânt, dacă zice rescrie, nu? Înlocuind totuși cuvintele subliniate cu sinonimele. Și practic eu trebuie să scriu identic, cu excepția celor două cuvinte, spunea și odată, cărora le voi găsi sinonimele. Spunea, zicea, odată, de mult. Măi, fac săgeți ca să înțelegeți? Nu mai fac săgeți că durează prea mult. Ați înțeles, da? Deci spunea, sinonim, zicea, fac, odată, sinonim, de mult. Și cu asta, basta. Mergi mai departe, 4. Nota 4, stai jos. Transcrie din fragmentul de mai jos 3 verbe la timpuri diferite ale modului indicativ precizându-le. Păi ia să vedem, mă, copii, mă, care sunt verbele astea? Mama lor de verbe la modul indicativ. Bla, 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 că nu mai citesc tot, dar voi imediat v-au sărit în ochi. Au sărit, ia uite. A dezghiocat. A dezghiocat. A dezghiocat. A dezghiocat. E, a dezghiocat ăsta este la perfectul compus. Cum adică? E compus, măi, din sart, eu când văd. A făcut, a adresat, a mâncat, a alătrat, a urlat. A furat, să zicem, ferească Dumnezeu. Astea sunt la perfect compus. Adică, se compun și ele din a, verbul auxiliar, verbul a avea, și part
participiu. Dezghiocat, făcut, dres, mâncat, lătrat. Asta înseamnă mai perfect compus. Adică este un timp al modului indicativ, modul certitudinii, modul siguranței, acțiunilor reale. Ce mai găsim noi pe aici? Alegea. Am mai găsit și un alegea. Am scris eu, uite, alegea. Imperfect, adică. Imperfectul. Știu. Știu. Limba română de la ea o știu. Ia uite. Prezent. Dragilor, fiți atenți. Vă vând un pont. De fapt, vă dau moca. Un pont, mai bine zis. Chiar dacă voi nu știți cu tare timp, măcar scrieți verbele, că vă dă punctaj. Vă dă 30 de sutim pentru că ați 3 puncte, adică 30 de sutim, ați înțeles? Pentru faptul că voi identificați verbele. Deci, de exemplu, eu nu mai scriam perfect compus aici, da? Nu mai știam ce este. Dar am identificat verbul și știu sigur că e la mod indicativ. Nu mai știu exact timpul. Sau poate scriu o tâmpenie. Dar important este... Dar poate nu scriu o tâmpenie, poate scriu ceva bine. Important este faptul că eu l-am identificat și îmi dă punctaj pentru simplu fapt. Da? Da, nu știu ce copil mi-a scris prezent compus. Nu există așa ceva. Prezent compus, nu știu, present continuous. Nu, s-o fi gândit la engleză, la alte, dar nu, n-are nicio treabă. Alegea. Alegea e la imperfect, dar poți scrie doar alegea, dacă chiar nu știu, decât să nu iau nimic, nu? Scriu și o alegea și totuși scrieți că e la imperfect, da? Știu, este la prezent. De ce nu este corect, de exemplu, deprinzându-ne? Deprinzându-ne? Păi nu-i corect, pentru că e un d, e la gerunziu. Necesar nu respectă, da? Deci scriam, dar scriam degeaba, practic. Pentru că e la gerunziu și ăsta ce spune aici în cerință? Trei verbe la timpuri diferite ale modului indicativ. Păi și ce caut cu gerunziu? Ce caut cu ăsta? Cu deprinzându-ne? Nu e bine. Nu e bine. Atenție la cerință. Învățați. Apropo, aveți pe canalul meu două videoclipuri referitoare la verbe. Verbul partea 1, verbul partea a doua. Da? Intrați acolo la playlist, gramatică generală, gramatică. Intrați și voi în tot playlist-ul. Pe tot canalul. Căutați acolo și găsiți verbele. Am un tabel efectiv cu toate modurile și timpurile. Da? Le învățați acolo dacă le-ați uitat. Mergi mai departe la 5. Completează cu o propoziție enunțul. N-am avut niciodată o bicicleta mea, precizând raportul sintactic din fraza astfel obținută. Și am scris așa. N-am avut niciodată o bicicleta mea și nici nu o voi avea. Și am scris coordonare copulativă. Sau puteam să mai scriu prin, să completez, prin conjuncția coordonatoare și. Nu mai caut ghilimele acum. Am scris cu majusculă. Voi ghilimele, scris cu ghilimele și ș, i, da? Litere mici. Da, măi copii, s-au coordonat, da? N-am avut niciodată o bicicleta mea. Și nici nu o voi avea. Și nici nu o voi avea. Și. 6. Alcătuiește un enunț interrogativ în care cuvântul bicicletă să fie complement prepozițional și un enunț asertiv în care același cuvânt să fie atribut. Aici e foarte simplu. Trebuie să respect în primul rând tipul de enunț. Primul enunț în care există cuvântul bicicletă. Da? Îl vedeți că este cu semnul întrebării. Dacă este enunț interrogativ, trebuie să am un semn întrebări la final, da? Dar trebuie să mai respect o chestie. În care cuvântul bicicletă să fie complement prepozițional. Cel mai safe enunț posibil în care să am un complement prepozițional este următorul. Vorbim despre bicicletă?
Despre bicicletă este complement prepozițional, dragilor. E cel mai ușor. Ăsta este exemplu care îmi vine în minte de fiecare dată când mă gândesc la un complement prepozițional. Sincer. Vorbim despre mama, vorbim despre tata, vorbim despre pisică, vorbim despre spray, vorbim despre televizor, despre orice am vorbit. Important e că X cuvânt, bicicletă, spray, pisică, tractor și alte nebunii vor fi complemente prepoziționale. De ce prepoziționale? Pentru că au prepoziția asta despre. Vorbim despre ceva, despre bicicletă, da? Am respectat și tipul de enunț și ce am mai respectat eu aici? Cuvântul cu tare, bicicletă, care este complement prepozițional. Dar mai trebuie un enunț asertiv în care verbul meu este la forma afirmativă, de obicei așa îl recunoaștem, și are punct la final. Este cu punct la final enunțul asertiv, iar cuvântul cu tare, adică tot bicicletă, să fie atribut. Eu am dat un atribut substantival prepozițional, ăsta mi-a venit mie în minte. Cadourile de pe biciclete sunt pentru noi. Care cadou? Știți că întrebarea pentru atribut este care sau este ce fel de, dar nu asta este foarte important, ci faptul că atributul determină acel substantiv centru, acel regent, de fapt. Șeful. Pentru că dacă eu elimin șeful, nu are niciun sens. De pe biciclete sunt pentru noi. Dacă elimin cadourile, de exemplu. Da? Deci e clar că acest cuvânt cadourile este elementul meu șef, regent pentru de pe bicicletă. Care cadouri? Substantivul ăsta e regent pentru atributul meu, da? De pe bicicletă. Și am respectat. E asertiv, enunțul are punct la final. Bun. 7. Scrie enunțul de mai jos, preluat din comentariul unui copil, corectând greșelile de orice fel. Am corectat așa. Direct corectat, vă spun. Îi mulțumesc dragii mele mame, nu dragei, drage este greșit. Greșit. Îl pun cu roșu că e greșit ăsta. Practic, ce e cu roșu e greșit, ce e cu verde e corect. Dragii mele mame, că am avut multe succese, e corect? Nu succesuri. Nu, nu, nu e bine. Succese. Ca și elev. Nu, nu e corect, vedeți? Și ăsta nu ar ce să caute, ca elev și că a avut răbdare să repete cu mine, fără din nou, că e pleonasm, da? Să repete direct, să repete cu mine fiecare lecție neînțeleasă. Neînțeleasă cu î din i, chiar dacă se scrie în interiorul cuvântului, deoarece este un cuvânt derivat, există a înțelege, înțeleasă, înțeles și mai există derivatul acesta, îi pun un ne în față, un prefix negativ, da? Neînțeleasă și nu se va scrie așa cu î din a, ci cu î din i. De ce? Am explicat, pentru că este un cuvânt derivat, e înțeleasă la origine, da? A înțelege, nu e a înțelege scris așa, da? Și automat se păstrează acest cuvânt derivat. Și se scrie neînțeleasă cu ă din i. Am mai omis să vă spun faptul că aici o virgulă era în plus și am eliminat-o. Observați că nu mai am unde am scris corect. Nu mai am. Deci nu mai am virgula respectivă după că. Nu avea de ce să fie virgulă aici. Îi mulțumesc, dragii mele mame, că am avut. Nu știu aici de ce e virgulă. Adică știu de ce e virgulă, pentru că vă pune la încercare. Vreau să vadă. Dacă voi știți să corectați această greșeală. Deci câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dragii, virgula, succese, e forma corectă. Să repete, e bine. Neînțeleasă. A, și eu trebuie să elimin și-ul ăsta. Nu ca și elev. Iar și evitați să vă exprimați așa ca și elev. Am avut succesuri ca și elev. Deci nu, nu e bine. Ca elev sau în calitate de elev, da? Mergem mai departe, da, la ce altceva decât la acest minunat rezumat. Scrie în 100, adică la subiectul al doilea, 150 de cuvinte, rezumatul textului 1.
Dragilor, e foarte important să respectați toate normele de redactare. În alcătuirea rezumatului, vei formula ideile importante dovedind înțelegerea textului. Vei prezenta evenimentele în succesiune logică. Vei respecta regulile unui rezumat. Adică, știți, pe lângă ortografie, punctuație, toate cele, paragrafe, vizibilitate, adică să fie citit scrisul. Ce vreau să spun este că trebuie să respectați persoana a treia. Rezumatul se realizează doar la persoana a treia. Nu mă trezesc să spun eu am vrut să merg cu bicicleta. Eu cu mama mea ne-am dat în roată. Eu m-am dat peste cap. Eu am făcut flic-flacuri. Nu scriu la persoana întâi. Pentru că am corectat simulări și nu mi-a părut bine când am văzut că un copil în clasa 8-a nu știe faptul că rezumatul se redactează la persoana a treia. M-am supărat. Sincer să fiu și am zis, vreau să ajut cumva. Vreau să fac aceste videoclipuri și să vin în sprijinul vostru pentru ca voi să înțelegeți cum trebuie să realizați de fapt un rezumat. Și nu doar. Ați văzut că v-am explicat diverse alte chestiuni de fonetică, de, eu știu, exprimare și așa mai departe. Asta înseamnă că respect persoana a treia, rezumatul va fi doar la persoana a treia, într-o manieră neutră, nu mă implic deloc, nu interpretez textul, nu mi exprim părerea despre Cutărescu, fără semnul întrebării, fără semnul exclamării, fără puncte de suspensie, fără citări, nu dau citate. Nu dau citate din textul de bază, dar păstrez fidelitatea față de text. Rezumatul meu este cam așa. Băiatului care nu a avut niciodată o bicicletă, îi se pare o experiență deosebită a se plimba cu una. El a avut ocazia de experimenta acest sentiment de liberare în vacanța de vară, în parcul Herăstrău, în compania mamei sale. Plimbându-se cu aceasta, a observat casa scânteii, pomul impresionant și roata mare în care doreau să dea. Un paznic i-a permis să se plimbe cu o bicicletă contra cost, aproape de asfințit, după ce nimeni nu se mai plimba prin parc și paznicul i-a spus că nu mai este necesar să achite taxa, băiatul a continuat să se învârtă pe bicicletă, bucurându-se de senzația unică, eliberatoare. Cu greu și după mult timp, mama s-a reușit să-l ia din parc pentru a se îndrepta spre casă. Copilul a trăit o experiență care îi rămâne în minte și la vremea maturității. Eu am respectat, după câte observați și voi, acele norme de redactare, persoana a treia, fără implicare, fără interpretare, pe cât posibil. Și atunci, ia să văd cum stau cu numărul de cuvinte. 143. Ia să vedem, încă o dată verific. Între 100 și 150. Deci este bine, m-am încadrat. Da, prima dată când l-am scris, mi se pare că aveam cu vreo 3 cuvinte peste. Da, într-adevăr, este și ce este ideal când aveți astfel de chestiuni de făcut, cum sunt exercițiile astea, de exemplu, rezumatul, sau ce am mai avut noi mai sus. Asta vă zic exact. Sau punctul 9, cel cu deosebire și asemănare, sau chiar cel argumentativ. Și acesta, 7, da, deci cam astea ar fi 7, 8, 9 și punctul final, eventual schițate pe ciornă. Contează foarte mult să folosiți ciorna. Foarte, foarte mult contează să folosiți ciorna, să știți. Și atunci nu o să mai aveți problema asta, adică vă numărați din timp cuvintele și veți reuși să aveți chiar încadrarea aceea. Eu zic că examenul este accesibil. Subiectele în sine sunt accesibile. Ține foarte mult de concentrarea voastră. Învățați și fiți și foarte atenți. Nu ține doar de studiu, credeți-mă. Ține și de atenție. Adică nu e suficient doar să învățați verbele, să învățați să faceți un rezumat, o scrisoare, o caracterizare de personaj. Bineînțeles că asta trebuie să faceți. Normal că e bine să știți să faceți asta. Dar eu altceva vreau să accentuez. Faptul că este esențial să vă puneți cunoștințele în valoare și să fiți și foarte atenți. Atenți la cerință, la textul în sine, la numărul de cuvinte, atenție plus studiu și seriozitate.
asta vă doresc și asta vă îndrum să faceți. Vă sunt alături cu informații despre rezumat, atribut, verb, acordul între subiect și predicat. Am și propoziția atributivă. Urmează să mai fac și altele. Important este să rămâneți pe canalul acesta, Lecția de Română cu Har. Vă sunt alături, încă o dată vă spun, insist, dați un subscribe, dați un like și distribuiți colegilor, pentru că e bine să fiți altruiști și să oferiți ceea ce vi se pare util, evident. Vă sunt alături încă o dată, a nu știu câta oară vă spun, lăsați un comentariu în care să îmi spuneți cinstit ce ați învățat în urma acestei discuții sau ce ați actualizat, reactualizat. Și în continuare voi face prezentări utile, sper eu, pentru voi. Numai bine vă doresc, spor în continuare la învățat, la revedere!